În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini. Ce mult contează să știm, ca și creștini, unde e bine, ce e bine și acolo să stăm. Ce mult contează ca și creștini, ce bine e să stăm în casa Tatălui. Ce mult contează ca și creștini să știm de ce e bine să venim în casa Tatălui. Ce mult contează ca și creștini să cunoaștem adevărul în care stăm. Și să știm de ce stăm în el. Contează mult acest lucru. Unii în viață, nestând să mediteze la aceste lucruri, au ajuns să zică la bine rău și la rău bine. Abia poate mai târziu unii s-au deșteptat și au recunoscut că au greșit și unii s-au îndreptat. Ce bine e de aceea ce s-au îndreptat. Și au schimbat apoi calea și drumul și au venit la adevăr, la lumină, la viață. Așa avem astăzi o evanghelie, exact în acest sens. De la Luca 15, 11 cu 32 și ea ne spune următoarele. Un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinele sale să păzească porcii. Și dorea să sature pândecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se, a venit la tatăl său. Și încă de departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și i-a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slujile sale: Aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngrășat și îl junghiați și mâncând să ne veselim. Căci acest fiu al meu
mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat și au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la țarină și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat, ce înseamnă acestea? Iar ea i-a spus, fratele tău a venit și tatăl tău a junghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatălui ieșind îl ruga. Iar el răspunzând a zis tatălui său, iată, de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, a înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, că fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Vedem azi o evanghelie specială și deosebită. Vedem pe atât acel tată din evanghelie descrie Domnul Iisus Hristos. Acel tată reprezintă pe Dumnezeu. Fiii din Evanghelie suntem noi oameni. Reprezintă pe oameni. Casa Tatălui este biserica, casa de rugăciune, în care ne adunăm la slujbă. Averea ce o împarte la copii este învățătura ce o primim noi în casa Tatălui din Sfânta Evanghelie. Iată ce ne-a pus în față Domnul Iisus Hristos și cum ne purtăm noi față de învățătură și față de Tatăl. Este purtarea noastră. Noi alegem cum să o facem. Uneori, cel rău ne face să fim ori cu mândrie mare, ori cu răutate mare, ca să nu stăm nici în Evanghelie și nici să-L cinstim pe Tatăl. Asta vrea să facă cu noi. Iar dacă am vrea un exemplu să luăm în acest sens, este simplu. Cândva un om era la pescuit, dar el înjura mereu și tare și pe Dumnezeu și pe oameni și încă se fălea ce bine știe el să înjure, ce frumos știe să înjure, ce cuvinte are cum n-are nimeni, cum are el când vorbește în mod nepotrivit despre Dumnezeu și despre oameni. Asta făcea el. Dar mergea și la pescuit și acolo își folosea iarăși cuvintele, că nu-i veneau pești. Le folosea și mai adăuga altele și altele să le folosească când înjură pe Dumnezeu și înjură pe oameni. Iată, vine la el un trecător. Vine și zice, uite, te întreb ceva. Dumneata, ai o găletuță mică acolo. Dar ce ai în ea? Păi zice, am râme și le pun acolo să prind pește, ca și momeală. Dar fără ea? Păi fără ea nu vine peștele. Degeaba încerc eu. Zice, ai scos multe, am scos. Și am lucrat mult. Și dacă le pui, poți prinde, pot prinde.
Zice, uite, eu văd că dumneata tot faci ceva. Dar văd că dumneata s-a întâmplat ceva. Ce? Văd că pe dumneata te-a prins demonul cel rău, cu înjurătura multă, și nu-ți dă nimic. Ce-ți dă el? A aruncat el undița, dar n-a avut nici măcar momială. Să ai ceva. Ce ți-a dat el? Toată ziua te-ai pus la înjurat, la vorbe nepotrivite, și pentru oameni, și pentru Tatăl cel Ceresc. Ce ți-a dat cel rău de te-a prins în undița lui? Nici măcar momială n-a pus, dar te-a prins. Dumneata, ai multă neînțelepciune, dar nu te-ai gândit la asta. Și omul nostru asta s-a gândit, mai dreptate are asta. Ce mi-a dat mie cel rău? Ce câștig eu din asta? Ce am eu? Și gândindu-se și aprofundând ideea asta, el, după ce acela i-a spus, te-a prins cel rău, fără momeală, i-a fost rușine și a zis, nu mai fac. Nu cumva cineva să mai spună ca omul ăsta, să mă facă de rușine. Mai bine tac. Și a tăcut. Ce bună a fost vorba aceluia. Ce bine de el că a ascultat. A ales ceva. Între rău și bine, acum a ales binele. A lepădat răul. În Evanghelie vedem însă doi fii. Unul cel mic zice să-i dea tatăl avere, o parte la amândoi, nu-i dă numai lui. Și o ia partea lui și apoi pleacă. Și de ce? El a zis în sinea lui că nu-i bine la casa tatălui. Ceva nu-i în regulă, nu-i cum îi place lui. Ceva nu merge bine cum vrea el. Vrea să facă altceva, să-i pice lui bine. Și cum i-a picat lui bine? Să calce în picioare toată averea, să o consume, să o strice, să o cheltuiască, toată. Și-a bătut joc de munca tatălui, tot, până la capăt, până n-a mai rămas nimic. Și-a vândut și haina de pe el, inelul din mână, încălțămintea, a rămas aproape gol. Și-a dat totul. Vedem cum fac unii și nu le pasă de asta. Ei fac și li se pare că ce bine împlinesc când ei aleg răul în loc să aleagă binele. Asta fac ei și în asta stau ei, deși nu este bine cu asta deloc. Dacă noi ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că Domnul Iisus Hristos a spus acest lucru, că le-a pierdut pe toate. Și ce a ajuns el? Prin hotărârea lui, prin munca lui rea, truda lui rea, de-a risipit tot și a călcat în picioare. A ajuns slugă la altul. La evrei, a fi la porci era ceva bătaie de joc. Ei nici măcar nu mănâncă carnea de porc. Dar să fie, să-i și grijească. Și n-avea nici măcar mâncare ce mâncau porci. Ce rău a ajuns. I-a călcat în picioare ceea ce tatăl i-a lăsat. Dar dacă ar fi vrut să stea lângă tatăl, n-aș fi putut? Ba da! Vrei bine să slujești? Poți să o faci! Poți să o faci cu credință și cu dragoste. Dacă vrei să stai în adevăr, stai de la început. Stai! Și atunci totdeauna este bine să stai cu el.
Și dacă asemenea adevărul Evangheliei, care e o avere a Tatălui, stai în ea și nu călca în picioare. Mulți calcă în picioare cuvântul Evangheliei zicând, nu-i ne place, facem cum vrem noi, îl risipim, îl bajocorim, să nu mai fie deloc cum l-a dat Tatăl. Că nu ne place, facem cum vrem noi. Dar ce înseamnă să-ți bagi joc de Tatăl? Zicând, aleg cum îmi place mie. Asta nu ți-e de folos. Că ajungi ca acela. Zici, da, dar aici n-ajung. N-ajungi aici, dar ajungi în viața de dincolo. Acolo când ajungi, nu mai ajungi lângă Tatăl. Că ești departe de casa Lui și de Tatăl. Dacă aici nu ești cu Tatăl, nici dincolo nu ești cu Tatăl. Ia minte că e important asta. Și în acest sens, luăm așa un exemplu. Era cândva un călugăr în pustie și și-a făcut o chilie. Și-a făcut-o frumoasă, dar era cam departe de apă. Și mergea zilnic să aducă apă și ostenea că era departe apă. Aduce într-o zi apă și venind cu apa spre chilia lui, pune jos să se odihnească și a zis așa în sinea lui, cine m-a pus pe mine să vin aici și să fac așa departe chilia mea? Să am un drum așa de mult de străbătut cu osteneală multă. Cine m-a pus? Voi face așa, mut chilia mea mai aproape, o fac mai aproape de apă și aici trăiesc așa acolo. Așa zis el și s-a hotărât, s-a făcut. Dar când sta el să se odihnească și o hotărâre a luat-o, o de pe cineva venind în urma lui. Privește. Dar era nu om, ci un înger. Și îl întreabă călugărul pe înger, dar ce faci tu? Zice, să număr pașii prin care te ostenești pentru Dumnezeu. Câți pași faci în osteneala de a sluji pe Dumnezeu? În număr pașii. În mulți sau puțini. Asta fac. Și îngerul a dispărut. Și e somul. Iată, fiecare pas al meu, Dumnezeu îl prețuiește. Înseamnă că îi bine că fac pași mulți, dar voi face altceva, a zis el. Bine că mi-a spus îngerul, înmut chilia mai departe, să fac pași și mai mulți ca să slujesc pe Dumnezeu. Și și-a mutat-o. Era greu, dar știa, fiecare pas al meu în slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu îl numără și contează în cer, dar în slujba lui Dumnezeu. Fiul cel mic a fugit de casa tatălui. A fugit, s-a dus. Pavel ne spune, să luăm aminte cum stăm în casa Tatălui, care e Biserica Dumnezeu celui viu, să luăm aminte cum stăm în casa Tatălui. Și o numește biserică. Dar să stăm, nu să fugim, să venim, nu să mergem. Asta zice Apostolul Pavel. Iar Iisus Hristos, Domnul nostru, când a fost pe pământ, oare n-a curățat templu și a zis că se numește casa Tatălui casa de rugăciune? Și va fi și pe viitor, se va numi. Și zicem și noi, case de rugăciune, biserică. Biserica e de la Basileu, casa împăratului. Că e a lui Iisus Hristos. N-a făcut-o pentru noi, ci pentru El. Și de aceea să venim la El. Iar averea ce o primim, Evanghelia, să nu o călcăm în picioare, să zicem, nu ne place. Facem noi cum vrem cu ea. Nu ne place. N-a făcut bine nici fiul mic,
Nici fiul cel mare n-a făcut ca fără rău. A dat de casa tatălui, dar a fost rău. Rău cu fratele său și cu tatălui. N-a făcut bine nici unul, nici altul. Să învățăm de această Evanghelie. Dacă stăm în casa tatălui, să stăm cu iubire și cu dragoste. Să stăm cu cele bune. Să stăm cu credință. Așa să lucrăm noi, că așa este voia celui de sus. Dacă noi stăm în casa Tatălui, ne adunăm la oaltă, tot la oaltă formăm biserica vie. O formăm. Și știa cui suntem. Ai lui Iisus. Ai lui. Și pentru asta Iisus a murit. Dar noi suntem parte din acest trup, care e biserica, Hristos e capul. Și să nu ne fie frică niciodată. Zici, da, dar mulți pleacă ca felul risipitor, se duc, calcă în picioare Evanghelia. Nu, au plecat, e treaba lor. Să știi însă ceva. Ca zice Iisus, biserica mea, nici porțile iadului nu vor putea birui. Să credința asta. Că ai zis-o Iisus asta, nu eu. Poți să stai liniștit. Că nimeni nu poate birui. Nici dinăuntru, nici din afară. Poți să încerci unii sau alții. Că nu pot. Fiul cel mare a fost înăuntru, dar n-a putut dărâma casa tatălui. Nici a lui rânduială. Nici cel mic ce a fără tăcii n-a putut să o facă. Trebuia doar amândoi, până la urmă, dacă era bine, să stea în voia tatălui. Așa era bine pentru ei amândoi. Uneori da, zicem da, dar avem încercări multe. Biserica e lovită. Ce să facem noi? Ce să facem? Și Iisus ne dă răspunsul. Zice, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aveți curaj. De ce vă temeți? Și în lupta asta nu suntem singuri. Și suntem cu Iisus, care a zis, iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Așa a zis și așa este. Ce mult contează asta. Dacă suntem la biserică, noi nu judecăm pe nimeni. Dar am citit un exemplu, o pildă frumoasă, și anume, cineva merg la biserică odată și oamenii din sat erau certăreți și lacomi și ursuzi și în fel și chip, fiecare. S-a dus, dar curios, i-a văzut pe foarte mulți fără cap în biserică și a zis, Doamne, oare ce înseamnă asta? Ce înseamnă că eu îi văd pe aceștia fără cap? Dumnezeu i-a explicat, vezi, sunt prezenți acolo doar cu trupul. Mintea-i dusă, nu-s prezenți. Nici nu știu ce se zice, cum se zice, de ce se zice, nu știu. Prezent doar cu trupul, dar mintea e risipită. De aceea ți-am arătat așa. Și nu-i bine. Cei doi fii n-au gândit bine. Nici unul, nici altul. Unul rău, altul risipitor. Fiecare în felul lui. A zis că lângă tatăl unul, dar n-a stat lângă tatăl, ci departe, totuși, prin ceea ce era el. L-a s-a dus și a venit înapoi. Dar totuși e lăudat cel mic că s-a întors, smerit și cu căință că s-a întors și a revenit. Ce mult contează să poți să-ți revii înapoi. Ce mult contează. Dacă vii, e foarte bine. Apare pentru oameni o întrebare în viață și anume, oare, omule, pentru tine,
Ce înseamnă Iisus? Ce înseamnă pentru tine? Oare ce ai zice? Ce răspuns ai da? Poți să zici multe. Poți să zici ca și Toma, Iisus e Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus e Mântuitorul meu. Dacă dai răspunsul în acesta, e bine. Dar poți să zici și cel pe care slujesc eu cu credință, pe care îl iubești și mă iubește. Poți să dai multe răspunsuri, dar bune. Sau poți să dai răspunsuri grele și rele, care nu sunt potrivite pentru un om creștin. Ce mult contează. Dacă privim la Evanghelia de astăzi, vedem că Tatăl dorea ca acei fii ai Lui să stea cu El bine. Când acel risipitor se întoarce, Tatăl fuge, Tatăl aleargă la El. Tatăl cade pe umărul Lui, Tatăl. Tatăl pronuncește, îmbrăcați-L, încălțați-L, dar în El, tăiați vițelul, să ne veselim, Tatăl, că L-a primit sănătos. La celălalt dată îi spune, fiule, haide în casă, am venit fratele tău, să stăm toți împreună. Tatăl vrea pace și iubire și unire. Tatăl a luptat și a dorit asta. Dar vrea ca în ceea ce Tatăl ne cheamă să fim și noi. Că și rău încearcă și pe unul și pe altul să-l facă să se lepede. Și nu-i bine, nu contează cine ești. Am zis așa un exemplu. Erau în pustie călugări. Erau mai mulți. Starețul le-a zis într-o zi, fiecare faceți câte un coș. Ei vindeau coșurile, apoi într-o piață, să aibă bani să-și cumpere pâine, haine sau altceva, ce e necesar pentru mănăstire. Și fiecare faceți un coș, dar să fie făcut bine. Așa le-a poruncit, un coș, dar bun. Asta este tema pe o zi. Iată vine seara și vin toți și își prezintă fiecare lucrarea. Vede, a făcut unu, la un moment dat unul avea trei coșuri. A făcut trei în loc de unu. Și acum aștepta laudă. Și zice starețul, porunca a fost să faci unul, nu trei. Nu să te mândrești, să te izolezi, să dezbari de ceilalți frații ai tăi. Nu asta îmi trebuie mie, ci unire între voi. Unul și bun să fie în fiecare zi, să puteți și mâine lucra. Nu mâine să stați obosiți. Unul și bun. Nu că faci trei să te laud și apoi cine ești tu față de ei. Cel mare a zis că cine e el față de fratele său care a plecat și a risipit averea, cine e el? Și își ceartă tatăl și îl mustră tatăl. Că l-ai primit, așa-i. Dar oare nu tatăl le-a dat averea? Tatăl a lucrat pentru ea. Și apoi îi spune, vezi, tu te plângi de ceva, dar ale mele sunt și ale tale. Poți lua ce vrei? Poți lua. I-a vorbit tatăl cu bunătate lui, așa cum ne vorbește și nouă. Dar, dacă cel risipitor s-a întors, cel mic, se poate întoarce la fel și cel mare. Și oare de ce? Că scrie așa la Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Asta vrea și asta dorește Dumnezeu, ca să se întoarcă la El. Noi avem o casă a Tatălui. Sună clopotele să se spună, veniți că iată slujba se pornește. Sau se aprinde dimineața lumina, vedeți că e cineva la slujbă, veniți că se face. O facem pentru Tatăl. O facem noi aici, ne rugăm
lui Dumnezeu din cer pentru toți oameni. Dar când venim, să venim cu dragoste și cu credință. Asta să o facem. Iar dacă o facem, Tatăl ne primește și ne pune lângă El. Și aici, și în veșnicie. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.